Vino în întuneric sau ridică-te din apă. Magnificul youtuber Rex a testat durabilitatea electronicelor de foarte mult timp, în special telefoanele Samsung și iPhone-urile. Pe canalul lui îi poți vedea pe acestea distrugând telefoanele de la etaj, le strivește cu mașina, le electrocutează cu electroșoc și foarte multe altele. Înainte de toate, se uită prin telefoane pentru a vedea ce este în ele. El a vrut să strice un telefon 11 Pro într-o mlaștelă numită Diana's Fall. Îi se spune și cadranul blestemat. Cam așa arată. El a agățat telefonul de dronă și nu a observat nimic ciudat în apă, deoarece el filma atunci. El a spus că este o priveliște minunată la cadranul blestemat. Nici măcar el nu știe de ce e asta. Probabil ați auzit și voi ceva, un sunet ciudat. Prima oară nu i s-a părut nimic. Dar a doua oară, când a dus telefonul în cadranul blestemat, a devenit puțin ciudat, deoarece telefonul a fost electrocutat de ceva. Iar apoi filmarea s-a oprit deodată. A spus că nu avea idee ce a făcut telefonul să oprească înregistrarea. Totuși, el ridica telefonul la foarte puțin timp. A cui crezi că a fost sunetul și cine a oprit filmarea? Scrie în comentarii. Pe comentarii, ciudat în drum continuu. Următorul videoclip a fost trimis de către Jennifer Majors 14 pe Facebook și spune că managerul hotelului era puțin paranoic. Spune că ai putea vedea umbre care dispar inexplicabil prin hotel. Trei curățători au dispărut de la înființarea hotelului. Managerul a văzut ceva terifiant. Acum puteți vedea filmarea. În hol putem vedea o mică siluetă care atinge un cărucior a unei curățătoare, apoi se întoarce înăuntru. Nici măcar experții nu au avut o explicație pentru asta. Dacă puteți vedea, nici măcar lumina holului nu se aprinde. Tu ce crezi? Probabil nici măcar senzorul nu a văzut silueta în afară de camera video. Oare poate fi doar un copil sau oare o eroare de camera video? Tu ce crezi? Scrie-mi în comentarii. Singur în jos. Utilizatorul de pe Reddit Spiders Disgusting s-a filmat sărind pe o trambulină, iar când s-a uitat la clip, a văzut asta. Ai văzut-o? Uită-te încă o dată. Pare ca o fată cu părul negru și cu rochii. Albă se mișca încet și nenatural pe câmp.
Ceea ce este terifiant e că gâtul fetei se mișca în părți. Utilizatorul spune că nu știa cine era mica fată, dar nu știm acum. Tu decizi.